Bună ziua tuturor, sunt Arotela și revin cu o registrare a doua pentru lei, pentru partenerii voștri, dar repet, nu uitați niciodată că puteți schimba pozițiile și ceea ce am citit mai devreme în partea întâi să fie pentru partenerul vostru și ce citesc acum să fie pentru voi. Dar, în fine, prefer prima variantă pentru că este foarte frumoasă. Înainte de toate vreau să vă arăt energia comună dintre voi doi, cel puțin în acest set de cărți aveți nouă de săbi, ceea ce înseamnă o perioadă de îngrijorare și văd că și dumneavoastră aveți în suflet acest 5 de cupe, da, dar peste care treceți, cum am spus în prima parte. Cred că undeva amândoi v-ați făcut griji pentru niște situații financiare, eventual în cazul în care nu are legătură cu cu finanțele, cred că undeva Într-o relație, cineva a, a construit a, niște blocaje în jurul lor, au fost foarte defensivi pe când celălalt și ar fi dorit a, o relație stabilă, abundentă dar această abundență a venit foarte încet, atât de încet încât a creat multe, multe griji și nopți pierdute. Sper că înțelegeți ceea ce transmit unora dintre voi. Evident, nu este pentru toată lumea, pentru o parte dintre cei care ascultați această înregistrare. Partenerul, partenera, persoana de care sunteți atras, interesat, are în suflet ce? Steaua. Steaua este o, o energie foarte bună. În cazul în care într-adevăr ați avut și cred că unii dintre voi o să vă arăt de ce, cred că unii dintre voi ați avut... Um, o poveste oarecum care n-a mers bine. Trei de cupe poate să fie și o trădare în dragoste, poate să fie, da? În cazul în care s-a întâmplat asta anul trecut sau în ultimii ani, cu cineva drag altfel, nu ați avea în suflet atâtea regrete, da? În cazul în care s-a întâmplat acest lucru, persoana da, care vă apare în etalare are o perioadă de vindecare emoțională. Este posibil ca aceasta, fiți atenți, foarte interesant, aici avem soare în leu și avem iar steaua care reprezintă vărsătorul, opoziția vărsător leu care se petrece săptămâna viitoare, pe 21, dacă nu greșesc. Și mă bucur când se întâmplă asemenea coincidențe în etalările pe care le am. Cred că în această perioadă această eclipsă această acest soare învărsător să le aducă vindecarea emoțională de care aveau nevoie o parte dintre ei este posibil dacă nu are legătură nimic cu vindecare o parte dintre ei să să vă vadă să, să vă simtă vă manifestați în public ca un soare, da? Luminați tot ce în jur, încălziți tot ce în jur, ardeți tot ce în jur și totuși pentru ei să fiți steaua ce le luminează întunericul, ce le luminează în nopțile, să fiți steaua pe care și -au, cu care au vorbit de-a lungul timpului. Încerc o metaforă. Este posibil ca unii dintre partenerii voștri să vă vadă ca pe un vis real, dar cu care, după cum văd cărțile, o parte dintre ei nu reușesc să corespundă. Probabil mai au ceva de lucru cu ei ca să poată manifesta aceeași energie, să fie în concordanță cu vibrația voastră. Sper că înțelegeți, da? Am încredere că cei care ascultă aceste înregistrări sunt într adevăr oameni deschiși și înțeleg acest limbaj. Mercurul lor este reprezentat de doi de monede. Este o carte pământeană ca și a voastră, nouă de monede, dar ei sunt undeva un pic mai în urmă. Voi deja, în cazul în care sunteți voi aici, Gândiți foarte pragmatic, ați ajuns la niște reușite. Ei de-abia acum încep să se balanseze și să se echilibreze emoțional și financiar. De-abia acum jonglează și cu banii, învață cum să-și investească. Fiind vorba de Mercur, încă mai au de învățat în ceea ce privește felul lor de a comunica cu dumneavoastră și cu cei din jur da, deci cred că nu comunică suficient de bine și de, de coerent, concret ca dumneavoastră e posibil unii dintre ei să trebuiască să-și echilibreze viața între profesie și familie cum se manifestă în public sau cu dumneavoastră și sau în public, în carieră, da? Martele lor, șapte de monede. Este o persoană care trebuie să investească. Simt că, da, fiind la început de manifestare realistă, au de investit profesional, poate trebuie să mai facă niște cursuri, trebuie să și cumpere materiale pentru produsele pe care vor să le facă, să își deschide o firmă, să mai aibă câteva reușite la locul de muncă, da, înainte de a se bucura de un statut oarecum similar cu al dumneavoastră. Oricum nu este o persoană exuberantă, după cum vedeți și culorile arată, este o persoană oarecum obosită. Probabil că au făcut toate aceste lucruri sau urmează în fine să le facă și sunt destul de obosiți, este o persoană care se manifestă oarecum precaut. Posibil cu dumneavoastră să fie precauți pentru că sunteți atât de strălucitori și ei nu se văd, ei se văd cam terni în relația cu dumneavoastră și ar dori să fie și ei, dar deocamdată au mult de lucru, da? Au mult de lucru. La fel se poate întâmpla și la locul de muncă, să nu, să nu iasă în evidență așa cum ieșiți dumneavoastră. De ce le este frică? De cavalerul de băte. Cavalerul de băte este o persoană pasională. Poate să le fie teamă de felul pasional în care vă manifestați, să le fie teamă că nu reușesc să exprime da? la fel de multă pasiune, de, la fel de multă creativitate, inovativitate, da? inventivitate să zicem. N-au același simț aventuros pe care îl aveți dumneavoastră. N aveți, aveți într-adevăr și nebun, nebun, aici în poziția fricilor, dar totuși sunteți încrezători în ceea ce ați făcut până acum, în ceea ce sunteți, în ceea ce manifestați pe viitor. Ei au această energie exuberantă în poziția fricilor. poate dacă cumva sunt căsătoriți, unii dintre voi să de, unii dintre ei, să le fie teamă să aibă o aventură cu dumneavoastră, probabil, pentru că s-ar îndrăgosti foarte rău. Ce își doresc? Repet, în cazul în care sunt căsătoriți, deși vă văd ca pe o stea, da? deși vă văd ca pe o stea, vă simt că asta e poziția lunii, Deși simt și văd soarele, lumina, căldura, pasiunea pe care o generați, le este teamă. Și în cazul în care sunt căsătoriți, se gândesc la soțul lor, la soția lor. Da? Și avem aici o carte care confirmă acest lucru, ca și final pentru luna iulie, pentru ei ar fi familia. Da? 10 de monede este imaginea unei familii perfecte stabilă, pământeană, care are o, o grămadă de bani și, își pune deoparte pentru viitorul copiilor, al nepoților, creează o abundență de generații, da? În cazul în care iau probleme financiare, da, au două de monede, au șapte de monede, da, nu o duc foarte bine financiar, finalul pentru ianuarie e posibil ca familia lor să-i ajute și acesta să nu mai fie soțul, să fie tatăl sau bunicul sau în fine o persoană foarte bine pusă, da, care să-și să dorească ei să vină undeva în viața lor, ori la serviciu, ori acasă și să-i susțină financiar. O parte dintre ei este posibil să își dorească să ajungă ei în această poziție de autoritate. Da, dumneavoastră aveți soarele și nouă de monede, o poziție strălucitoare, stabilă financiar, da, și undeva văzându-vă pe voi, exprimându-vă cu ei la locul de muncă, să-și dorească și ei să devină stabil financiar, să aibă o abundență financiară deosebită și să aibă un statut social cel puțin pe măsura, da, soarelui, da? să fie o pereche bună pentru dumneavoastră. În momentul ăsta, cred că din punctul ăsta de vedere financiar, profesional, poate nu au suficientă îndemânare, nu au suficientă experiență, poate să mai tineri. Este posibil ca acest vale de cupe să fie chiar persoana de care vorbesc, să fie o persoană mai tânără, mai neexperimentată da? și probabil că îi, îi influențați într-un fel sau altul. Am încercat să clarific câteva cărți în poziția celor două monede, da, a mercurului lor, felul în care comunică, ei au primit trei de cupe și șase de cupe. Este posibil ca unii dintre voi să fie avut o, o, prietenie îndelungată, da, și la un moment dat, să nu uităm că și dumneavoastră aveți aici trei de cupe, da, la un moment dat cineva să fi înșelat 3 da, de cupe, 3 de cupe, să fi înșelat această prietenie, și acum ei trebuie să se gândească cum să echilibreze situația, pentru că în momentul în care înșel, evident că prietenul nu cel mai bun, nu poate să tolereze lucrul acesta la infinit. Asta e o prietenie foarte profundă cu cineva care îți cunoaște gândurile, dorințele, simte, e foarte empatică această persoană și vă simțiți de ca și când vă cunoașteți din alte vieți. E o prietenie profundă și dacă într-adevăr pentru unii dintre voi s-a să, se, să apară un trio, ei în acest moment se gândesc în ce să se gândesc practic cum să echilibreze situația. Dacă au fost căsătoriți, da, repet, se pot gândi la soțul lor, da, la familie, să-și găsească echilibru în familie și la soț sau cu tatăl, în fine, să stea de vorbă cu tată și să le dea niște sfaturi dacă nu e vorba de căsătorie, da. Iar la voi, aveți. Afară, în afară de 5 de cupe, aveți 2 de băte. Ceea ce înseamnă că dacă vă detașați emoțional de acest trecut, care nu este tocmai potrivit pentru un soare ca dumneavoastră, veți reuși să manifestați un nou drum, să vă setați intențiile pentru o nouă călătorie în viață și atunci acest, acest nebun să nu mai fie o teamă, să fie un. Un nou drum gândit, plănuit, organizat. Și să-l începe să-l manifestați, probabil, chiar de luna viitoare, cu această temperanță, echilibru. La fel, am încercat să clarific do -ă, valetul de cupe. Deci, vă rog frumos să luați informațiile așa cum, cum simțiți că se potrivesc. Și ați primit 3 de monede și 10 de, de băte. Repet dacă ați discutat cu cineva care a fost căsătorit, undeva vă doriți să persoana respectivă să lase acel mariaj nefericit. Această carte poate să reprezinte și un mariaj nefericit și vă doriți să veniți cu un mesaj de împăcare, în ideea că v-ați dori să lucrați relația ca și o colaborare de lucru, ca și o prietenie. O parte dintre voi. Alții vă doriți ca voi să lăsați responsabilitățile care vă distrag atenția de la ceea ce vreți să materializați. Vreți să materializați o nouă călătorie în viață, un nou drum în care să străluciți, da? să fiți șef de echipă, să fiți coordonator al unui grup, da? să fiți soarele într-un grup. Și vă doriți să lăsați aceste griji, aceste responsabilități în urmă. Ca aceasta, asta înseamnă 10 de monede, responsabilități foarte multe. Da, sper că ați înțeles. La. Interesant, cred că asta corespunde cu dumneavoastră. La capătul acestui set de cărți aveți șase de băte, ceea ce îmi spune mie, având și soarele în casa 10 -a, -a, publicului, cred că unii dintre voi veți avea niște reușite și vă veți simți glorioși și admirați de cei din jurul vostru. Veți depăși o perioadă de conflicte cu cei din familie, cu cei din preajma voastră, o perioadă de confuzii da? și o perioadă oarecum defensivă. Nu merg mai departe că deja timpul a trecut. În, din cartea oracolelor aveți ca și sfat și dumneavoastră și încă alte câteva zori să scrieți și nu doar să scrieți, să și publicați. Se pare că um, Jupiter în Săgetător, fiind în opoziție cu Gemenii, Casa Gemenilor, aduce inspirație în direcția aceasta a scrisului, a comunicării, a oratoriei, da, dar sfatul este să scrie, să vă scrieți povestea și nu doar povestea, să o și publicați. Vă doresc un ianuarie frumos, cu reușite, cu bucurii și cu multă sănătate. Sper că v-a plăcut și cu răbdare încerc să le fac și zotile următoare. mai bine, la revedere!